Am revenit a doua parte a emisiunii noastre în care vorbim despre înmatriculări și permise auto alături de șeful Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Buzău, domnul comisar șef Constantin Bădeanu, care am discutat în prima parte despre noutățile de la ghișee, faptul că se pot face programări online atât pentru înmatriculări, pentru operațiunile de matriculare, cât și pentru operațiunile de la permise. Și vorbim în continuare despre permise, domnul comandant, și vă întreb despre buzoienii care susțin aceste examinări. Cum mai stăm cu rezultatele? Anul trecut, câți au devenit șoferi? Da. Câți buzoieni și-au mai... au devenit șoferi. Am avut... au devenit posesori de carnet. Da. Au susținut proba teoretică 13.000 de candidați. Bun. Din care au ajuns în final, după a doua sau a treia sau prima examinare, 10.637 la proba practică. Iar procentul de probabilitate este de 49,7%. Deci 5.300 de posesori de permise de conducere noi. În continuare sub 50%. Sub 50%, dar foarte aproape de 50%. Deci foarte mulți picați la proba jumătate, de oraș, cum s-ar zice. Da, proba practică, da. Este un procent bun. Este și meritul instructorilor, a școlilor de șoferi. Ca orice statistică ne comparăm cu alte județe. Asta vreau să vă întreb. Spuneți procent bun, dar la ce ne raportăm? Ne raportăm la județele de categoria noastră cu același regim de trafic, cu aceeași rețea de drumuri. Nu ne comparăm cu Tulcea, dar ne comparăm nici cu Cluj. Ne putem, în schimb, compara cu Vrancea, ne putem compara cu Suceava, ne putem compara cu Botoșani, cu Iași. Iar procentul nostru este un procent bun. Variază procentul la nivel național între 30% și 60%. Procent de probabilitate, probă teoretică. Probă practică, scuzați. Dar eu v-aș întreba așa, ca opinie personală, domnul comandant. Ce vedeți în trafic e în concordanță? Adică, am înțeles, avem șoferi foarte mulți. E un procent. Dar în trafic... În trafic vă pot da niște date pe care să le interpretăm împreună. Și anume că sunt la nivelul județului Buzău 134.000 de posesori permis conducere, da, categoria B, dintre care 37.794 femei, 96.954 bărbați, da, dar semnificativ... Și despre asta am putea să discutăm. Vă rog. Sunt între 21 și 30 de ani aproape 27.000 de deținători, dar și 8.300 peste 71 de ani. Să zicem, da, îi vedem prea des cei peste 8.000? La preschimări de permis conducere vedem cu siguranță. Da, că e un... Nu știu în trafic câți mai sunt, dar cu siguranță, acum cel puțin, la preschimbări sunt. Bun. Avem o intervenție telefonică. Bună seara! Alo. Da, bună seara, vă ascultăm. Bună seara! Spuneți, vă rog. Am și o întrebare. Mie mi s-a expirat permisul de conducere și ce trebuie să fac? Bine, aici de când v-a expirat? M-am uitat acum, că eu am avut un necaz în familie, mi-a murit soția și alea și când m-am uitat alaltă ieri să plec cu mașina, pe 17 ianuarie. Am înțeles. Condoleanțe. Bun. Mulțumesc. Aveți ceva să... Sigur că, dar trebuie să faceți fișa medicală tip auto la orice... Da. La orice policlinică autorizată din Buzău, da, sau de oriunde din țară. Da. Și apoi să vă programați online, vă recomand eu, pentru preschimbarea, da, permisului, da, de conducere în zilele de marți, miercuri sau vineri, când este program de lucru cu publicul. Da. Aveți de plătit o taxă de 68 de lei pe care o plătiți la ghișeu. Da.
și permisul de conducere va veni prin poștă acasă, probabil în 3-4 zile lucrători. Și contează anii? Sau, nu. 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 Când înțelesem că de la 60 și ceva de ani nu se mai... Nu, asta este o informație greșită și e bine că ați întrebat. Nu este absolut nicio diferență și la 20 de ani și la 90 de ani, da. Fișa medicală tip auto trebuie făcută la preschimbarea permisului de conducere. Da, am înțeles. Bun. Mulțumim pentru intervenția noastră și... Bun, dar asta era o informație eronată pe care o aveau în public. La orice preschimbare sau dacă, de exemplu, doar în dacă limbajul, îți expiră, în limbajul meu, dacă în limbajul îți expiră meu, permisul? În momentul în care expiră permisul de conducere înseamnă preschimbare. În momentul în care este în termen de valabilitate și din vari motive, schimbare de nume, schimbare de domiciliu, pierdere, se solicită duplicat. La duplicat nu este nevoie de fișă medicală. Bun, eu mă apropii de, să zicem, de perioada expirării și vin la dumneavoastră. Da. Dacă îmi solicitați înainte de expirare un duplicat al permisului de conducere, puteți primi un duplicat cu aceeași valabilitate administrativă fără fișă medicală. Doriți cu valabilitate administrativă de 10 ani în cazul categoriei B, probabil, trebuie fișă medicală. Am înțeles. Bun. Rămâsesem la cele, deci 134.000 peste între 21 de ani și... Între 21 și 30, aproape 27 de mii. Între 31 și 50, 40 de mii. Între 51 și 70, 35 de mii. Și peste 70, 8.300. Da, mama mea are peste 70 de ani, nu mai conduce de foarte mult timp, deci o aveți și... Adică sunt e posibil. Și tatăl meu la fel. E posibil. E posibil. Sunt în evidență. E posibil. Dar eu mă refer la cei mai din coace, de la categoria asta 21. De la 21 de ani. Da, sunt. Probabil că între 21 și 30 de ani sunt cei mai mulți conducători auto din trafic. Găsiți zi de zi. Posibil, da. Da, eu nu contest până la urmă faptul că, domnule, ei iau proba de oraș. Că până la urmă e o probă de moment. Dau, poate că ei nu... își permite să se comporte cu examinatorul cum se comportă ulterior în trafic. Și n-ai ce să-i faci, trebuie să-l treci. Domnul, dacă n-a încălcat regulile, a respectat tot ceea ce a zis examinatorul, să facă aia sau așa. Obligațiile examinatorului sunt foarte exacte. Sunt foarte exacte. Într-un timp bine stabilit, adică 25 de minute în cazul categoriei B sau 45 de minute în cazul categoriei C, C plus E, D, trebuie să parcurgă un anumit traseu și să efectueze anumite manevre de îndemânare. Dacă în spațiul de timp alocat examenului nu acumulează mai multe puncte de penalitate în așa fel încât să fie declarat respins, el este promovat și și-a permisul de conducere. Nu poate fi comparat condusul din timpul examenului cu condusul de după examen cu permisul în buzunar. Din multiple motive. În primul rând, în timpul examenului este interesat să respecte regulile de circulație, este foarte atent. Așa cum spunem, dă tot ce poate, dă tot ce e mai bun. Și nici nu are o mașină de 3000 cm3 sau... Are o mașină de 1100 cm3 sau de 1400 ca să consume puțin pe școală. În momentul în care are permisul în buzunar, probabil că acasă l-așteaptă o mașină nouă, de 3.000 cm3, de 250 de cai sau nu știu ce conduce. Să vorbeam la un moment dat de înregistrarea video a probelor. Da. Este un proiect de lege, este deocamdată blocat, s-a făcut o contestație de către o grupare a instructorilor, dar se va implementa. Termenul de implementare este maxim iunie 2018. Ele vor fi pe mașinile de școală. Nu s-a stabilit încă cine va administra baza de date, înregistrările, unde vor sta, cât timp vor fi păstrate și la ce vor folosi. Trebuie creat cadrul legislativ ca să știm ce avem de făcut cu înregistrările. Da, adică se vorbea de chiar mult timp. Da, s-a vorbit și de înregistrarea școlii, cursurilor, nu numai a seminării, adică și a celor 30 de ore. Rămâne ca legitură să stabilească ce vom face. Ceva probleme cu școlile de șoferi din județ? Nu.
Nu. Și așa cum se sunt știe... Sunt mai multe, mai puține? Cum au evoluat lucrurile aici? Nu s-au înființat școli noi. Avem peste 250 de instructori care lucrează sau la diferite... Sau ca număr de instructori? S-au 258? Nu. Toți au rămas autorizați, atestați și lucrează. Așa cum știți, examenul probă practică poate fi susținut și la Râmnicu Sărat. În niște condiții foarte bine stabilite, aprobate de ordinul prefectului, de maxim 3 ori pe lună, în ziua de joia săptămânii. Cu personalul cum mai stați? Cu personalul am stat foarte rău, în sensul că în parcursul anului 2016 am avut 4 colegi care au încetat raporturile de muncă, adică s-au pensionat. Am avut și unul care a ales să se mute la o altă unitate din Ministerul de Afacerilor Interne. Toți erau examinatori. O lovitură foarte grea pentru noi, dar s-au organizat concursuri de ocupare a posturilor. Am mai făcut niște transferuri de la poliția rutieră. De mare ajutor ne-a fost aici inspectorul județean de poliție, pentru că lucrătorii care au fost transferați, fiind agenți de poliție rutieră și având permis de conducere categoriile BCE, au fost repede și s-a putut atestarea lor ca examinatori. Deci aici ne-a fost de foarte mare ajutor inspectorul județean de poliție. Adică este un avantaj pe care l-am primit și care ne-a fost de foarte mare ajutor. Da, pentru că, uitându-mă și pe cifre, ziceați dumneavoastră, 13.000 care au dat probele astea. Da, mă rog, da. Nu trebuie. Un examinator anual, examinează la proba practică peste 2.000 de candidați. Da. Adică zilnic undeva între 12 și 14 candidați pe zi. Nu e ușor. Nu e ușor deloc. Bun. La proba teoretică văd că e mai ușor pentru mulți. Proba teoretică pare ușoară, dar procentul... N-a mai suferit modificări, nu? Nu. Dar procentul de promovabilitate, să știți că este 53%. Și acolo nu influențează nimeni. Este un set de întrebări care sunt puse pe site-ul Direcției Regim Permise de Conducere și Matricule de Vehicule. Oricine le poate accesa și cu toate astea, doar 53% promovează proba. Da, ziceați de 10.000 din 13.000 care trec de proba... Da, da, după a doua, a treia examinare. Am înțeles. Deci la nu știu cât a strigat. Da. În timpul anului, proba teoretică poate fi dată de oricâte ori dorește, dar nu mai repede de 15 zile de la ultimul examen. Sunt situații în care dă proba teoretică și de 6-7 ori până promovează. Da, mai e valabilă acea, acea regulă cu un an valabilitate, școala de șofer? Sigur că da. De la data înscrierii, deci după terminarea cursurilor, de la data înscrierii dosarului la noi pentru examen, un an de zile. Și proba, odată promovată proba teoretică, ea rămâne valabilă până la terminarea anului. Ce alte lucruri v-ați propus pentru anul acesta? Oricum să și precizăm că sunteți de câteva luni șef al serviciului. Da, de la 1 octombrie, da, și sunt doar împuternicit la comanda serviciului, urmând ca probabil în timpul, mandatului ăsta să se organizeze concurs pentru ocuparea funcției. Nu v-ar mai interesa să rămâneți pe funcția asta, mă refer? Aș duce proiectul până la capăt, totuși. Consider că s-au făcut niște schimbări în ultimul timp. Mai sunt de făcut. Da. A existat o pată neagră, apropo de examinări și de... Acum 2 ani. Acum 2 ani, în 2015, da. Da, în 2015. 2015. Care, mă rog, nu știu, până acum n-a fost rezolvată în instanță definitiv, dar... Nu. Este în instanță, da. Se judecă. Da, mă rog. Vă întrebasem ce vă v-ați propune pentru anul ăsta, zicem, mă rog, până când... Așa cum bine ați văzut când ați intrat la noi, ați văzut că am amenajat și o sală de așteptare. O sală de așteptare în care am reușit ca pe un monitor să derulăm toate documentele necesare pentru operațiunile care se fac la ghișee. Am mai pus în sala de așteptare și niște modele de dosar, care chiar am văzut că sunt folosite.
Adică își verifică fiecare cetățean dacă are documentele corespunzătoare. Îmi mai propun, dacă timpul îmi va permite și nu depinde numai de mine, să ocupăm încă două funcții de agent de poliție, care ar urma să devină și ei examinatori și care mi-ar permite ca timpul de la promovarea probei teoretice până la susținerea probei practice să scadă la 2 săptămâni, mi-am propus eu. Suntem acum cam la 40-45 de zile. Din nou, este un termen rezonabil, ținând cont de personalul pe care îl avem și rezonabil și cu comparație cu ce se întâmplă în țară. Sunt județe unde programările sunt în iunie. Adică ei au luat acum proba teoretică și dau la vară. În iunie, da. Da, putem accesa, eu știu, pe net o programare online la un județ și o să vedeți că sunt locurile ocupate până în aprilie. Da, eu da, este... gândesc așa, nu știu, la oamenii care sunt în situația asta. Da, e dificil. Ăsta este un lucru pe care trebuie să-l rezolvăm, dar nu se poate decât cu mai mulți examinatori. Și nici atestarea lor ca examinatori nu poate fi făcută oricum. Sunt niște reguli foarte stricte, trebuie sparcuse în multe etape, nu poate deveni examinator pentru categoria C, C plus S sau D până nu are 3 ani de categoria B. Ora asta nu se poate face decât dacă este lucrător în cadrul serviciului. Indiferent de unde ar veni, nu poate să facă treaba asta. Cineva vă întreabă așa, în mesaje, de ce nu aveți punct de lucru și la RAR? Să nu ne mai plimbăm prin oraș cu hârtii. Nici tehnic nu se poate și nici cadrul legislativ nu este. Sediul nostru este acolo unde avem tehnica toată. Unde avem comunicațiile, unde avem arhivă, nu putem să desfășurăm activități în altă parte. Sunt instituții total diferite până la urmă. Da. Bun. Ultima intervenție. Bună seara. Bună seara. Aș avea și o întrebare pentru domnul șef. Vă rog. Adică, normal, 2 sau 3, mă rog. Pentru preschimbarea permisului de conducere, ce acte trebuiesc? Este expirat? Nu. Nu este expirat. Așa cum am răspuns și la o întrebare anterioară, aveți nevoie de fișă medicală tip auto. Da. Dacă sunteți conducător autoprofesionist, trebuie să țineți cont că acolo unde faceți fișa medicală să aveți trecută și grupa 2. Da. Și cu o copie după permisul de cu o copie după buletin sau carte de identitate, ce aveți dumneavoastră. Da, da. Cu cartea da. Originală, cu permisul de conducere, să vă prezentați la ghișeu în zilele de marți, miercuri sau vineri, între 8:30 și 14, da. Unde veți plăti o taxă de 68 de lei, taxa preschimbare permis conducere. Da. Dacă alegeți să vă programați online, nu veți întârzia decât 5 minute la noi. O puteți face pe site-ul prefecturii. La vârsta mea nu am posibilitatea asta. Și încă o întrebare. Fișa medicală, ce perioadă de validitate mai are? Un an de zile. Un an de zile, da. Sigur. Bun, mulțumesc. Da. Mulțumesc sănătate și noi pentru intervenție. Bine. Sănătate. Altcineva întreabă așa. Cum rămâne cu elevul picat din cauza altor conducători? De exemplu, când nu acordă prioritate, când schimbă direcția de mers. Astea sunt cauze care implică intervenția examinatorului și automat respins. Pentru abatere așa de grave, sancțiunea este 21 de puncte de penalitate și este declarat respins. Da, dar și din cauza altor conducători. Nu înțeleg exact întrebarea. Da, mă rog, eu, probabil că sunt condiții în trafic când ceilalți conducători îl împiedică. Atunci nu cred că este cred că este penalizat candidatul. S-au picat, da. Bun, mulțumesc domnul Badeanu pentru prezență, pentru detaliile oferite. Și eu vă mulțumesc. Mult succes în continuare în activitate și o să mai ținem la curent pe buzone, să-i ținem la curent cu noutățile la serviciul pe care îl conduceți. Încă o dată vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc, noastră. Le mulțumim și celor care ne-au urmărit. Rămâneți pe Campus TV, urmează emisiunea de ale Buzeanului. Colega mea, Magda Nescu, vă așteaptă la o nouă ediție. Să aveți parte numai de bine. La revedere!